Bună ziua din nou, dragi cititori! Din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei. Cabala, alchimia și puterea cuvântului. Astăzi alături de noi este doamna profesor Felicia Valman, conferențiar universitar doctor la Facultatea de Litere, coordonator al Centrului de Studii Ebraice și venim înaintea dumneavoastră cu o carte superbă, o noutate editorială în colecția Sefer. Este vorba despre Fereastra sufletului, Cabala rabinului Isaac Luria 1534-1572. O carte scrisă de James David Dunn în colecția Sefer a Editurii Herald, și care face parte din campania Cabal, Alchimia și Puterea Cuvântului. Fereastra Sufletului este rezultatul multor ani de cercetare a studiilor academice care s-au aplicat asupra învățăturilor lui Isaac Luria fiind o prezentare a textelor originale din Etz pomul vieții, rezumatul învățăturilor lurianice, având ca principală preocupare în ultimii 20-25 de ani misticismul iudaic și uh, psihologia de profunzime a lui Carl Gustav Jung, uh, autorul a selectat acele referințe care deschid lumea minții subconștiente prin revelații din secretele cabalei. Introducerea cărții este, de fapt, un abecedar esențial oricărui cititor serios care dorește să se apropie de aceste revelații uh, mistice. Uh, ce mă bucură pe mine foarte mult și am descoperit acest uh, lucru este faptul că personalitatea lui Carl Gustav Jung este foarte mult asociată cu uh, tradițiile spirituale pornind iată, de la cabala, uh, de la zona de misticism a mai multor tradiții uh, spirituale, uh, poate și în zona referențialului arhetipurilor uh, personale, iată că uh, probabil că dintre psihologii și psihoterapeuții ultimelor, hai să spunem, două secole. Carl Gustav Jung este cel mai citat mult, mai mult decât mai cunoscutul său prieten, să spunem, Sigmund Freud. Fereastra sufletului Ițac Luria, o carte fundamentală o carte care ar trebui să existe în biblioteca oricărui cititor pasionat de tradiția mistică iudaică, de Kabbala, O carte pe care iată astăzi o recomandăm cu drag cititorilor noștri. E, aș mai menționa dacă tot am vorbit despre asta. Aș mai menționa că, în primul rând, Freud era un cunoscător al cabalei, deci nu întâmplător în. Scrierile lui există elemente de Cabala. Uh, și aș mai menționa încă un personaj, la fel de important, dacă vorbim de psihoterapie, uh, care era la rândul lui un cunoscător al Cabalei. Și anume Iacob Moreno, care a inventat terapia de grup, terapia prin role-playing. Deci, iarăși, un personaj care a lăsat o urmă adâncă pe psihoterapeutica de astăzi, modernă, și care, la rândul lui, venea din această zonă de cunoaștere și care. Mai mult sau mai puțin întâmplător, era născut în România, dar a plecat de copil în Statele Unite și acolo și-a făcut cariera. Însă era de origine română, născut la București și, și plecat cu părinții în Statele Unite. Un nume de altfel foarte cunoscut în ceea ce înseamnă psihologia exact. modernă. Eu mi-aduc aminte prima dată numele lui l-am auzit în primii ani de facultate, undeva pe la începutul anilor 90. Așa este și este unul dintre cei care avea cunoștințe din acest domeniu, deci care a venit cu elemente de tradiție evreiască în psihoterapie și, așa cum știm, a marcat acest domeniu profund. Deci iată că, într-un fel, Cabala are reverberații până astăzi într-o serie întreagă de domenii care trec dincolo de spiritualitate și de mistică, au aplicabilitate chiar în zona concretă, în zona uh, medicală uh, și nu numai. Până la urmă, multe din uh, teoriile cabalistice stau la baza unor teorii fizice moderne. Teoria uh, haosului, teoriile fizicii cuantice au uh, elemente din gândirea cabalistică pentru că uh, sunt o serie întreagă de lucruri pe care cabaliștii le-au văzut, le-au înțeles, le-au perceput încă din secolele 16-17 ca fiind explicații ale lumii, ale modului în care lumea funcționează și pe care astăzi fizica le redescoperă într-o formă, să zicem, științifică. Dar startul a fost dat cu mult timp în urmă și aici aș menționa tocmai contribuția lui Luria, care a fost primul, cu vorba aia 400 de ani în urmă, care a gândit crearea lumii printr-un proces de Big Bang. Deci ceea ce fizica modernă numește Big Bang, el l-a sugerat încă din secolul XVI, când a spus că procesul creației, și asta găsim în această carte pe care o recomandăm cititorilor, Că procesul creației a constat într-un proces de inspirație și apoi expirație divină, de retragere a lui Dumnezeu în interiorul său pentru a face loc creației să existe și apoi extinderea în procesul creației. Deci, o explicație care astăzi se regăsește în ceea ce numim teoria Big Bang, extra, o, o contracție inițială a Universului și apoi o extindere infinită. Deci asta Luria a spus încă din secolul XVI. Și, într-adevăr, o serie de elemente de la Luria au marcat atât de profund tradiția evreiască, încât au devenit, deși la momentul acela au fost o gândire mistică revoluționară, în timp au devenit ceea ce se numește mainstream judaism, adică au intrat în baza iudaismului și sunt considerate astăzi elemente constitutive ale tradiției evreiești. Deci, Luria a marcat într-adevăr gândirea evrească și gândirea universală până astăzi. Acum, trebuie spus iarăși că această poveste este interesantă și pentru că Luria n-a trăit decât 38 de ani. A murit foarte tânăr, deci în această scurtă viață a reușit să revoluționeze atât de multe lucruri, și să lase urmă până astăzi, ceea ce iarăși este un element deosebit. Pe de altă parte, iarăși trebuie spus că tot ceea ce știm despre Luria, știm de la discipolii lui. El n-a lăsat nimic scris, tot ceea ce avem scris este scris de fapt de discipolii lui din ceea ce au învățat de la el. Haim Vital, cel mai important dintre discipolii lui, a scris de altfel acestet Haim prin reproducerea învățăturilor pe care le-a primit de la Luria și, evident, i-a atribuit cartea lui Luria, dar, de fapt, ea nu e scrisă de Luria, e scrisă de Haim Vital. Chiar mă gândeam da. și îmi cer scuze, chiar mă gândeam ușor într-o discuție de-a noastră anterioară, de anul trecut, în care mai vorbeam despre și în alte emisiuni, în care vorbeam despre Ița Gloria, am fost ușor contrariat de faptul că o vârstă pământeană atât de. o viață pământeană atât de scurtă, și bineînțeles că în mintea mea în momentul ăla am făcut tot felul de legături și de asocieri până am ajuns gândindu-mă și la înțelepciunea, deși normal că nu suportă comparație poate, dar mă gândeam la înțelepciunea lui Isus în cei 33 de ani de viață lumești, pământești. Iată și în cazul lui Ițac Luria și ar mai fi un, un personaj care tot pe cale orală, făcând parte din Tradiția spirituală a islamului, tradiția sufită, mă gândeam la Ibn Arabi, foarte multe scrieri și mă gândeam într-o perioadă totuși atât de scurtă. Mă gândesc dacă, dacă ar fi trăit probabil undeva în jur de 60-70 de ani, ce ar fi dat atunci? Corect, asta este într-adevăr interesant că oameni care au trăit atât de puțin au dat atât de mult. Trebuie spus de altfel un alt lucru interesant despre Luria, că el a marcat și este unul dintre cei mai importanți reprezentanți aici, ceea ce s-a numit Școala Cabalistică de la Safed din Israel, la vremea respectivă Palestina. Ei bine, ce e interesant este că el n-a petrecut decât șapte ani în Safed din toate această. Viață care era scurtă, dar totuși din 38 de ani, doar 7 i-a petrecut la Safed și totuși a marcat Safedul, a marcat școala cabalistică de la Safed atât de puternic încât îi este atribuită, adică el este cel mai important reprezentant al acestei școli, deși a stat foarte puțin în, în ea și deci -a, a predat foarte puțin pentru acești discipoli, a reușit să marcheze atât de profund ceea ce ei au dus mai departe. Deci, într-adevăr, e vorba de o concentrare de energie care de fapt, un lucru foarte uh, comun, până la urmă, tradițiilor vechi, uh, concentrarea de energie uh, care duce la asemenea rezultate extraordinare. Până la urmă, gândirea cabalistică se bazează pe această idee a energiei. Uh, tot ce înseamnă arbore sefirotic, tot ce înseamnă uh, gândire cabalistică se bazează pe ideea de energie. Dumnezeu e văzut ca energie, ca o, un sistem de energie care funcționează în echilibru. Un titlu sugestiv, i-aș spune eu, Fereastra Sufletului. Ce conotație are acest, acest titlu? Mă gândesc că nu întâmplător a fost, a fost pus acest titlu acestei minunate cărți, sau mai degrabă spus... Ca un soi de culegere, texte, da? Pentru că tot vorbeam despre calea orală, texte adunate din opera, să spunem, lui Ițac Luria. Da, firește. În primul rând, este, sigur, titlul îi aparține lui Dan, pentru că, spuneam, titlul original al cărții lui A Invital, în care reproduce gândirea lui Luria, este Itzhaim, pomul vieții. Este o denumire care, într-adevăr, reflectă. Foarte mult din gândirea lurianică, pentru că Luria este unul dintre cabaliștii care pune accentul pe suflet, pe ideea de suflet. Sufletul ca prezența lui Dumnezeu în om, în sensul în care procesul creației este văzut în viziune cabalistică și nu numai, practic este premergător cabalei, dar cabala de o valoare deosebită. Procesul creației este văzut ca un proces prin care, așa cum de altfel descrie textul biblic, Dumnezeu ia lut din lume, din, și aici sunt două teorii, una este că ia lut din centrul pământului, alta este că ia lut din tot pământul pentru ca omul să fie o reprezentare a întregului pământ, dar ideea este că omul e făcut din lut și ceea ce îl face viu, ceea ce îi dă viață, este insuflarea de către Dumnezeu a ceea ce se numește și în Cartea lui Luria Suflu Vieții. Suflu Vieții, însă, este, de fapt, nu atât respirația, nu atât suflarea în sine, cât vorba. Pentru că, în tradiția evrească, în general, și în Cabala, în mod special, vorba este cea care dă diferența dintre om și restul creației animale, plante și așa mai departe, pentru că în tradiția evrească trebuie spus și animalele și plantele sunt creaturile lui Dumnezeu și trebuie tratate cu respect. Deci, ceea ce diferențiază omul, pentru că datorită acestei idei că uh, viața este uh, dată de Dumnezeu și sub formă de animale și plante, uh, chiar și animalele au un nivel al Sufletului. Deci, Sufletul e văzut ca uh, un dar al lui Dumnezeu pe mai multe nivele. Practic sunt cinci nivele ale sufletului în iudaism și mai ales în viziunea cabalistică. Cea mai de jos, vitalitatea care e comună și animalelor, apoi sufletul moral, sufletul superior, sufletul mistic și în sfârșit sufletul divin care evident este intangibil, este nivelul la care se ajunge în lumea mesianică la sfârșitul vieții întregii omeniri. Deci este vorba de cinci nivele ale sufletului care, cum spuneam, încep de la nivelul animalic. ceea ce diferențiază omul de animal este capacitatea vorbirii. Cuvântul fiind extrem de important, la fel de important și în iudaism și în creștinism. Așa, logosul este important în, în ambele religii. Evident și în islam ulterior. Dar ideea este că, într-adevăr, totul pornește de la cuvânt, Până la urmă, nu așa, textul biblic spune că Dumnezeu a zis să fie lumină și apoi a fost lumină. Deci primul lucru a zis. Primul lucru a fost cuvântul. Iar cuvântul în tradiția ebraică este format din litere, literele fiind văzute astfel ca instrumentul creației, cărămizile creației, dacă vrem, Literele având energie, ele ne fiind văzute ca niște obiecte pe care le punem cap la cap, ci ca pe niște energii care, adunate la oaltă, au dus la procesul creației. Și deci, viziunea aceasta a lui Luria privind sufletul este într-adevăr esențială și de asta cartea a căpătat această denumire. Trebuie spus că mai departe Luria a venit cu o idee revoluționară în ce privește viziunea asupra rolului omului în univers și acest lucru s-a concretizat în ceea ce a numit el teoria reparării lumii, ticunolam. Repararea lumii înseamnă în viziunea lui Iarică ideea că în momentul în care Dumnezeu a creat omul și omul a încălcat porunca divină, căzând din lumea edenică în lumea fizică, nu s-a terminat rolul lui și nu s-a terminat proiectul lui Dumnezeu, care nu așa, textul biblic ne spune, că era inițial, Dumnezeu a făcut lumea pentru om și i-a dat-o să o administreze. Dacă omul nu ar fi încălcat porunca divină, ar fi rămas în Grădina Edenului, alături de animalele pe care le-a numit și ar fi continuat o viață într-o eră mesianică venită de la primul șabat, de la prima împlinire a unei săptămâni de șapte zile, dat fiind că și Dumnezeu a creat lumea în șase etape. Ei bine, în viziunea Lurianică, în momentul în care omul a căzut din lumea edenică în lumea fizică, proiectul continuă, numai că în acest moment Dumnezeu și omul colaborează la acest proiect. Adică Dumnezeu, așa cum omul nu poate trăi fără ajutorul lui Dumnezeu, nici Dumnezeu nu poate ține lumea în mișcare fără colaborarea omului. Deci, rolul omului în viziunea lui Luria este cosmic. Efectele actelor umane sunt cosmice. Și, din acest punct de vedere, trebuie spus că, în viziunea Lurianică, în mod special, dar și alți cabaliști au această idee, că ceea ce face omul nu are efecte doar asupra lui și asupra lumii înconjurătoare, ci și asupra lui Dumnezeu însuși. În sensul că faptele omului pot induce echilibru sau dezechilibru între aceste manifestări 10 manifestări atribute ale Divinului, care constituie arborele sefirotic. Și deci, faptele noastre pot induce dezechilibru în lumea divină, ceea ce evident se va răsfrânge înapoi asupra noastră prin uh, o mai mare a lui Dumnezeu, uh, printr-o mai mare um, judecată a lui Dumnezeu, ceea ce evident că determină și în viața noastră un uh, dezechilibru major, pentru că sigur, nu, te și teoria fizicii moderne spune că un sistem tinde spre echilibru. Un sistem, ca să funcționeze, trebuie să fie la echilibru. Și de asta spune Cabala: Nu e bună nici prea multă pedepsă, dar nici prea multă dragoste. Nici dragostea fără limite nu e bună pentru că duce la excese uh, necontrolabile. De altfel, și în, în teoria modernă a parentajului se spune că. Uh, dragoste fără limite nu este bine, cum nu este bine nici partea aceasta de pedeapsă punitivă, coercitivă asupra copiilor. Vreau să duc un pic discuția cu ultima întrebare legată de Adam Cadmon. De faptul că, cumva, în opera lui Ițac Luria și nu numai în cazul lui, există cumva această căutare de reîntoarcere la origini, sau mai degrabă spus la perfecțiunea omului în origine. Da? Dacă stăm să ne referim la uh, greșeala primordială și la alungarea din Rai, din, uh, din Eden, și apoi o muncă, exact cum spuneați, o muncă asiduă de atâtea secole de tindere către perfecțiune a omului universal, homo universalis, pe care îl găsim de-a lungul uh, secolelor uh, concept în uh, mai multe tradiții spirituale. Da, firește, vorbeam mai devreme de ceea ce numea Luria procesul reparării lumii, Ticun Olam. Deci faptul că lumea a fost uh, dezechilibrată prin încălcarea poruncii divine de către Adam și Eva în lumea edenică, uh, se Continuă astăzi prin, acest, prin această colaborare între Dumnezeu și om, în care omul trebuie să participe activ la repararea acestei căderi. Și repararea asta înseamnă, evident, tinderea spre o armonie originară, spre o reîntoarcere la echilibrul pierdut prin căderea în lumea fizică, lucru care se face cu referire la Adam Cadmon care înseamnă, de fapt, omenirea primordială. Omul creat de Dumnezeu în forma inițială, în textul biblic, în Geneza 1, se spune Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea sa și apoi se continuă cu un plural și se spune i-a făcut bărbat și femeie. Deci, inițial, Dumnezeu a făcut un prototip, să zicem, uman, că asta este interpretarea, a făcut un prototip uman, Adam Cadmon fiind umanitatea primordială nedespărțită încă în două, iar apoi în Geneza 2 se spune că Dumnezeu a împărțit cele, a împărțit cele două aspecte ale sale masculin și feminin în om prin crearea lui Adam și a Evei. Deci, de la Adam Cadmon, care este, să zic, umanitatea primordială, este prototipul uman, s-au împărțit cele două sexe, bărbat-femeie, Adam și Eva, și apoi umanitatea a continuat prin uh, reproducerea lor, mă rog, prin uh, crearea urmașilor și așa mai departe. Deci, există această idee a lui Adam Cadmon, un primordial, și, într-adevăr, acela este echilibru perfect spre care se tinde prin întoarcerea în uh, această idee a lumii edenice. Acum, trebuie spus iarăși că uh, un alt mare cabalist, ca să înțelegem mai bine ce înseamnă această noțiune în tradiția evrească, trebuie spus că un alt mare cabalist, Abraham Abulafia, care a trăit înaintea lui Luria, a interpretat această cădere din lumea edenică nu doar ca un proces istoric, nu doar ca o poveste din trecut care s-a întâmplat, s-a încheiat și noi acum tragem urmările. Din punctul lui de vedere, este o experiență, lumea edenică este o experiență și nu este doar accesibilă în lumea de apoi, când va veni Mesia, ci este accesibilă permanent prin faptele noastre. Ceea ce spune Abulafia este că uh, noi ne putem afla oricând în Eden sau oricând în ceea ce numim în uh, tradiția creștină Iad, deci oricând ne putem afla în, alături de Dumnezeu sau alături de lumea răului, uh, prin ceea ce facem, prin faptele noastre. Și ceea ce spune el este că, de fapt, uh, păcatul adamic nu a constat în uh, mâncatul fructului din pomul cunoașterii, ci primul act al ruperii fructului din pom, pentru că spune uh, Abraham Abulafia această rupere e văzută ca un proces uh, literalmente fizic de ruperea celor două planuri prin ruperea fructului din pomul cunoașterii se rupe planul fizic de cel Divin și deci asta este ceea ce înseamnă căderea. Faptul că s-a creat lumea fizică prin ruperea celor două planuri și, evident, Adam a căzut în lumea fizică. Deci este văzut ca un proces um, concret și care ne este accesibil permanent, ceea ce, într-un fel, și Luria continuă. Și Luria spune că um, această uh, întoarcere la uh, capacitatea lui Adam Cadmon de a. Uh, de a contempla, de a, de a fi parte din lumina divină inițială, care este în continuare în uh, lumea lui Dumnezeu, este posibilă prin faptele umane. Deci, prin, prin înălțarea noastră ne putem apropia de această lumină. Lumină care uh, se regăsește în lume, spune Luria, prin scânteile care au căzut în acest moment al. Uh, căderii fizice al, al ieșirii um, omului din lumea edenică, lumea divină, deci lumina din lumea divină a ajuns pe pământ sub formă de scântei uh, și ceea ce iarăși este uh, revoluționar în gândirea lui Luria este că aceste scântei sfinte se află în absolut orice, nu numai în oameni, ci și în lucruri. Și că rolul omului în lume, participarea omului la această reparare a lumii este să elibereze scânteile sfinte din lumea fizică și să le ajute să se întoarcă înapoi în lumea divină de unde au căzut. Și prin aceasta, evident, și omul se înalță către această lume. Iată, deci mă gândeam în timp ce vorbeați: dacă acel, să-i spunem, fruct oprit nu ar fi fost rupt nu ar fi fost furat la propriu din pomul vieții, din pomul cunoașterii, probabil sau mai mult ca sigur că în zilele acestea am fi trăit într-o lume adamică, într-o lume perfectă, dar cine știe probabil că nu am fi avut parte nici de tot procesul acesta al, al cunoașterii, pentru că până la urmă Cred că stă în esența umană dorința aceasta de a, de a cunoaște Dragii noștri, a fost astăzi alături de noi într-o discuție, spun eu, extrem de, de interesantă, doamna profesor Felicia Valman conferențiar universitar, doctor la Facultatea de Litere și coordonator al Centrului de Studii Ebraice. Am vorbit despre cartea sau pe marginea cărții Fereastra Sufletului, Cabala Rabinului Isaac Luria, o carte publicată în colecția Sefer și care face parte din campania online desfășurată pe site-ul Editurii Herald, Cabala, Alchimia și Puterea Cuvântului, așa cum Spuneam mai devreme într-un alt material cu domnul profesor Teodoru Ghiondea, cred că nu întâmplător am găsit această formulă a titlului acestei campanii, mai ales finalul titlului, cabal alchimia și puterea cuvântului. Da? La început a fost cuvântul. Mulțumim încă o dată, doamnei profesor Felicia Valma. Noi ne întâlnim la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi binecuvântată și lectură plăcută. La revedere!